Dumneavoastră sunteți medic, da? Da. Spun bine. Da. Cum vă numiți și de unde sunteți? Sunt Claudia Jerbedeanu, din Timișoara. Credeți în asemenea leacuri miraculoase? Dacă sunt spuse de dumneavoastră, probabil că da. Tradiția e mult mai veche, ea nu s-a născut aici, în casa noastră, dar până la urmă ne place să credem în astfel de povești, nu-i așa? Florile vin cu un zâmbet pentru noi și așa îmi doresc să fie și ziua dumneavoastră de mâine. Medic. Mi-amintesc că probabil pentru 99% dintre copii, jocurile din urmă, de când abia făceam primii pași, sunt acelea în care eram cu toții doctori și alergam după cineva prin casă să-i facem o injecție, da? Dumneavoastră aveați frați, surori, prieteni, verișori, după cine alergați cu injecția de rigoare? Am fost cea mai mare dintre toți nepoții bunicii mele care au urmat această meserie de medic. Așa, și după cine alergați prin casă? Fiind cea mai mare, bineînțeles că alergam după toți ceilalți. După toți ceilalți, da? Vă mai amintiți de un alt joc al copilăriei? De pildă, în grădina bunicii puneam un cearșaf pe care, cu un aparat rudimentar de proiecție, vedeam toate poveștile copilăriei. Da, cearșaful acesta a existat și în copilăria dumneavoastră? Bineînțeles. Da? Da. Cu cine erați tovarășă de joacă în toate năzdrăvâniile astea? Cu verișorii mei și cu sora mea. Mai există grupul acesta de veri, de prieteni, de surori astăzi? Pe unde există? Sunt cu toții? Mâine de flori, de pildă, vă strângeți cu toții la masă? Mai există bucuria de odinioară? Suntem împrăștiați. Pe unde? Prin țară, pe dincolo. Dincolo unde? Am o verișoară care este în Germania, am o altă verișoară care este în Franța. Priviți spre acel ecran. Nu arată întocmai ca cearșaful din copilărie pe care se proiectau poveștile de odinioară, dar pe acest ecran de proiecție veți descoperi verișoara plecată departe, în urma căreia alergați cu seringa din copilărie. Priviți spre acel ecran. Ești iar aici, iubirea mea, lângă sărul de tot. Doar tu și eu și un fir de stea ne-nfășoară ușor. Cum am ajuns să te iubesc, nici până azi nu știu. Acum degeaba mai vorbesc, că tot e prea târziu. De ce n-am luat-o pe altru, să scap de ochii tăi? De ce mă-ntorc aici acum, și-acum când știu că au fost atât de răi? Mai sunt îndrăgostiți pe lume, acolo, într-o parc anume, la margine de bulevard. Dacă nu am de rând, un gând curat și curând, tot pe mântoare florind, dumneavoastră de viitor, doctor Gina Pătrascu, cine altcineva plecată în Germania, așa cum ați spus și astăzi aici, pentru dumneavoastră, o surpriză care sperăm să vă facă seara mai frumoasă. Veniți! Gina Pătrascu!
ați venit acasă, frumoasă doamnă! Bine v-am găsit! Oh, luați loc, luați loc, vă rog tare mult! Vă rog, așezați-vă! Ne bucurăm tare mult, după câtă vreme vă revedem în România? Pe mine mă revedeți după vreo 7 ani și cu ea nu m-am văzut de vreo 10. 10 ani care vă despart de povestiri, ce să mai spun decât sunt cei ce vă despart de jocurile copilăriei. Am să povestesc că o mică, eu știu cum să-i spun, întâmplare. O mică întâmplare care am avut-o eu când studenția. Vă ascult. Eram în anul 4 și într-o dimineață, într-un salon, făceam o injecție de insulină. Radio era, bineînțeles, aprins. Și am auzit-o pe Gina cântând. În momentul ăla am rămas cu seringa și blocată pe loc, pacientul se uita la mine, oare ce vrea să fac asta? Am stat până a terminat, iar în momentul acela am zis, asta este verișoara mea. De asta m-am oprit, a trebuit să o ascult. Din totdeauna și-a dorit să fie cântăreață, din totdeauna mi-am dorit să fiu medic. Și visurile noastre s-au împlinit. Publicul nostru își dorește să știe ce faceți în Germania. Ce s-a întâmplat în toți acești ani în care ne-ați lipsit? Între cei, ce s-a întâmplat în cei 7 ani de neacasă. Exact. Trăiesc în Germania, împreună cu familia mea. Cânt în Germania, pentru publicul român de acolo. Public care este astă seară pe televizoare, pe recepție, cum este de fiecare dată când emisiunea se transmite. Salutări publicului din Germania! Sunt încântați, vă spun eu. Așa. Și împreună cu soțul dumneavoastră v-ați recăsătorit, da? Așa. Și împreună cu soțul dumneavoastră am înțeles... Avem o asociație culturală intitulată Minunat România, care se ocupă de promovarea culturii românești în Germania. Invităm aproape lunar artiști din România pe care publicul de dincolo dorește să-i revadă și asta se întâmplă oricând, cu mare plăcere. Au venit aproape toți artiștii pentru că organizăm spectacole de toate genurile, de la varietăți, la spectacole de teatru, concert de colinde, revelioane. Acum am avut spectacol de mărțișor cu Stella Popescu și Arșinel. Așa. Și întreba dacă fiica dumneavoastră, acum în vârstă de 15 ani, zic bine, spre da? 16 a moștenit gena artistică atât de la dumneavoastră, cât și de la tatăl ei, actorul Horia Șervănescu. Ea a moștenit această genă. Am crezut la un moment dat că va fi tentată să urmeze acest drum, numai că este mult mai pasionată de ceva cu picioarele pe pământ, chiar dacă meseria pe care sper că și-o alege și își dorește este astrofizica și se ocupă de așa. Este un copil atras de științele exacte, este un copil cu care mă mândresc din calea afară și nu pot să nu spun asta, pentru că după 7 ani este prima în clasă și este cea care are nota maximă la limba germană. Să vă trăiască! E un copil deosebit, vă mulțumesc! Știți ce-mi doresc? Noi în seara aceasta am pus la cale împreună o surpriză pentru verișoara dumneavoastră, dar mai departe de atât... Dar mai departe de atât, există aici în sală, printre cei 250 de spectatori, o altă persoană față de care vă întoarceți astăzi cu recunoștință și punem la cale această surpriză de recunoștință. Aș vrea să povestim despre ea și să o lăsăm să se recunoască în povestirea dumneavoastră, pentru că nu îi vom menționa numele firește de la început. O lăsăm pas cu pas să se descopere, imediat după ce scena vă va aparține. Aș vrea tare mult să ne cântați înainte să de să știți că melodia pe care am să o cânt, da, este foarte potrivită în acest context. Se intitulează Mă întorc acasă, după 7 ani, în casa televiziunii care mi-a aparținut într-un fel. Eu aici am copilărit, să spun așa. Și o dedic tuturor celor pe care iubesc, dar și celor care se bucură că am revenit în țară. Gina Pătrașcu. Oare ce culoare
Mulțumesc din tot sufletul. Chiar aș vrea să vă întreb, care e sentimentul din nou acasă, din nou pe scenă Nici în România? Nici nu pot să vă spun. E minunat și mă bucur că ați avut această idee minunată să mă invitați. Vă sunt recunoscătoare. Am crezut că lumea a uitat că mai există. Nu numai că n-a uitat, dar lecția e reciprocă, lecția de viață. Pentru că nici dumneavoastră n-ați uitat de cei de aici, care v-au fost aproape. Drept pentru care acum ne întoarcem cu recunoștință către un om de la începuturile carierei dumneavoastră, un om care a pus o cărămidă peste altă cărămidă, peste altă cărămidă. Și practic ceea ce ați devenit mai târziu îi se datorează în mare parte. Fără să-i rostiți încă numele, să lăsăm pe acest om aflat aici în sală să se descopere în povestire, spuneți-mi ce înseamnă el pentru dumneavoastră, în ce moment al vieții a apărut, ce a făcut de atât de important. Ok, o să fiu foarte scurtă, dar trebuie să încep cu un mic început. Nu se poate să nu amintesc că moștenesc talentul de la mama mea, care are o voce minunată, și dacă mama mea nu m-ar fi încurajat și nu m-ar fi susținut și nu m-ar fi însoțit pretutindeni la toate serbările și la toate festivalurile, nu știu dacă reușeam singură. Și în al doilea rând, era o perioadă când nu toți părinții își încurajau copiii să devină artiști. Era pe vremea lui Ceaușescu, să ne amintim bine, da. Vremea aceea în care o astfel de filmare ca și cea în care noi am tăiat acum în paralel, da, pentru a revedea imaginea de odinioară versus cea de astăzi. Era vorba de aparițiile televizate în care mâneca trebuia să fie lungă, nu exista anchior, totul trebuia să fie foarte serios și mai cu seamă cenzurat direct de către Elena Ceaușescu. O perioadă foarte grea pentru un artist care nu se putea împlini până la capăt. Faptul că am scăpat cu cercei la filmarea pe care ați văzut-o a fost un șoc pentru realizator după, dar bucuroși că au intrat la viză și totuși piesa s-a dat pe post. Incredibil pentru tinerii de astăzi care probabil nu pot înțelege absurditatea. Nu-și dau seama ce noroc au și cât de fericiți sunt. Exact, e foarte bine ca ei să conștientizeze importanța libertății pe care o trăiesc astăzi. Cine este acest deci, om? În afară, în ce moment a apărut în viața dumneavoastră? I-am mulțumit mamei din tău, sufletul, draga mea, vă fac pentru prima oară în viață și profit de această ocazie să-ți mulțumesc, draga mea Lili, așa îi spune oamenii mele. Dar a fost o vreme când pașii mei au vrut să o ia pe calea profesională a acestei meserii și sigur că am avut parte de oameni minunați în televiziunea aceasta cu care am lucrat, a fost singura televiziune și pot să amintesc scurt de Tudor Vornicu, de Ioana Bogdan, de Aurora Antronache, Ileana Pop, Sanda Balaban și foarte mulți alții, dar... Pe atunci lucrați, da? La început. Dar la început, când ajungeam să-i cunosc, așa. Dacă nu, era o emisiune concurs care avea mare priză la public atunci, intitulată Steaua fără nume. După ce parcurgeai trei etape, câștigai trofeul cu același nume, Steaua fără nume. Pentru această emisiune se făceau preselecții în toată țara pentru tinerii interpreți. Vreau să spun că toate o preselecție... Toate talentele adevărate s-au lansat la Steaua fără nume ale acelor că, vremuri. Parte dintre ele, da. Și m-am prezentat la Arad, deși locuiam în Timișoara. Vreau să spun că m-am prezentat printre sutele de candidați, că am văzut ce a fost acolo, a fost așa, am cântat, se pare că am făcut impresie bună, pentru că după ce am terminat de cântat, toată lumea m-a întrebat, vai, cum, de când stai aici la noi la Arad? Jurul era format din specialiști, inclusiv de oamenii care reprezentau cultura din oraș. Și eu spuneam, eu cânt la clubul Tehnolemn, cânt la clubul CFR, pe unde cântam? Păi unde, că noi nu te știm? Păi eu la Timișoara.
Ei, cum la Timișoara? Toată lumea blocată. V-ați prezentat așa, ce cauți aici la Arad? Într-o locație în care nu aveați ce căuta pentru acea preselecție. Directoarea mea de club m-a înscris acolo, nu eu de vină, doamna Vermeșan, dar îi mulțumesc și dânsei. Așa. Și cu mine trebuia să înceapă lista cu înscrierile, eram prima candidată care am trecut proba. Și când toți au rămas blocați, că vezi, i-aș fi păcălit că nu sunt din Arad, deși eu n-am păcălit pe nimeni, nici n-am știut că am făcut o greșeală, mi-am dat seama că pierd totul în momentul ăla. Cu alte cuvinte, pedeapsa ar fi fost că ați fost eliminată. Da, ori eliminată competiție. Și altă dată eu vă spun că n-aș mai fi participat. Câte zile aveam la nicio preselecție în viața mea, comisia ar fi fost aceeași, din specialiști. În acel moment apare omul de care vorbiți. Din juriu spune o voce: ei, lasă fetița, ai cântat foarte bine, hai începem lista, scrie acolo cum te cheamă, hai dă-ne datele, hai să nu mai stăm, hai. Și această voce mi-a rămas în suflet pentru totdeauna și e prima oară că comentez, nici nu știe că știu, că îi mulțumesc în continuu de atunci în sufletul meu și îi păstrez o adâncă recunoștință, să spun numele. A fost piatra de temelie a carierei dumneavoastră. A fost muzicale. Începuturile mele aici. Să-i spunem numele, se află în doamna sală. Simona Patraulea. O invităm alături de noi. Doamna Simona Pătrăulea, realizator TV, atâtea talente au trecut prin mâinile sale. Bună seara, doamnă! Bună seara! Bine ați venit la noi! Vă rog, luați loc! Vă rog, luați loc aici! La emoții și intrarea în felul obișnuiesc cu prezentare. Luați loc, vă rog! Sunteți, țineți dumneavoastră acest microfon. Sunteți, lăsați că vă ajut eu. Sunteți dublu emoționată, precum spuneați, odată pentru că vă reîntoarceți în televiziunea în care ați lucrat atâția ani. Sunteți la pensie de câți ani? De vreo din 85, 87. 87. Iată, e aici lângă noi un om care spune: Simonei îi datorez viața mea, cariera. Și nu este singurul astfel de om. Pentru că am menționat asta, v-aș ruga să vă întoarceți privirea către acele ecrane. Să mai vedem și alte persoane care ne-au rămas în suflet, vedete devenite peste timp și care au trecut prin mâinile dumneavoastră, da? Hey, omule de mea, peste adița mea, despre iar bun găsit, copii. Selecție sumară, pentru că nu avem timpul să facem mai mult decât atât. Vreau să vă întreb doar atât. Ce sentiment aveți acum, după ani, când știți că toți acești oameni se întorc cu gândul către dumneavoastră? Că ați realizat ceva cu adevărat. Eu asta, din spate, din culise, cum se spune. Așa, da. Sunt foarte bucuroasă și trăiesc alături de ei și mă bucur pentru succesele care le dobândesc și care le-au dobândit. Și îmi dau seama că cel puțin n-am trăit degeaba pe acest pământ. Am reușit și o să fac ceva și sper să-și aducă aminte de mine. Aplauzele celor de aici din sală vă sunt dedicate pentru că ei sunt românii care s-au bucurat de-a lungul timpului de darurile oferite de acești artiști. Regret însă că nu se duce în continuare această emisiune ca să ajute din tinerii care sunt aici să ridice o altă galerie, o altă
generație de soliști, așa cum am ridicat eu generația lor. Eu am să vă spun următorul lucru. Anul acesta, televiziunea română a demarat un proiect amplu, TVR 50 se numește. Un proiect care aduce un omagiu oamenilor ce au avut un cuvânt de spus în această jumătate de secol de istorie a televiziunii române. Astăzi este aici alături de noi Liana Sândulescu, manager de proiect, care aduce trofeul TVR 50, vi-l înmânează chiar acum. Și alături de ea colega mea, ce aduce și un simbol din partea echipei, surprize, surprize. Liana, ia loc aici, te rog tare mult. Mulțumesc mult de tot. Te las să îmânezi trofeul. Doamne, este o mare plăcere pentru mine. Vreau să vedem trofeul. Să vă ofer diploma de excelență și trofeul TVR 50. Mă bucur că oricând vă stau la discuție, atâta timp cât mai mă țin puterul. Ajută-mă cu microfonul, te rog. Așa. Emisiunile pe care dumneavoastră v-ați spus semnătura sunt și acum producții de referință în televiziunea română. Și sper să este o mare plăcere ca astăzi, la surprize, să aveți așa frumoase surprize. Și eu mă bucur și vă mulțumesc din suflet. Și aș dori să văd preluat aceste emisiuni de tânăra generație, atât Steaua, cât și Floarea, cât chiar și Cu mască fără mască, care a fost o emisiune de care s-a bucurat de mare. Liana, da. Eu îți mulțumesc tare mult că te-ai alăturat echipei Surprize, Surprize în această seară și ne întâlnim în curând la ea și acolo unde caravana TVR 50 va ajunge. Va ajunge și vei ajunge și tu. Sigur că da. Împreună aștept cu noi, drag la ea. Ajung din nou acasă. Absolut. Îți mulțumesc tare mult. Colega mea te conduce. Vă mulțumesc frumos. Luați loc, luați loc, pentru că mai am să vă arăt ceva. Diploma de excelență cu deosebită considerație doamnei Simona Patraulea pentru întreaga activitate, pentru dăruirea și profesionalismul cu care a format artiști de valoare, păstrați și astăzi în inimile a milioane de telespectatori. Echipa Surprize, Surprize. Mulțumesc frumos! N-aveți pentru ce. Și mai punctez la final, apoi vă las să derulați amintiri împreună cu Gina. Mai punctez un singur lucru. Da. Nu mi se pare firesc și nu este o situație singulară. Ca oameni care au format valori de-a lungul timpului, aflați astăzi la pensie, în planul 2, cum se spune, din păcate, să trăiască greu. Să se întrebe cu ce să-și plătească medicamentele pentru luna ce vine. Să-și pună întrebări despre o viață pe care ar trebui să o trăiască civilizată și care nu este, din păcate, în România zilei de astăzi așa. Noi ne-am dorit tare mult să venim în sprijinul dumneavoastră și altfel, nu doar simbolic, în această seară și vrem ca în casa dumneavoastră de astăzi, cum nu a fost până acum, să-și facă loc o mașină de spălat performantă să vă ajute să vă facă viața mai ușoară. Să știți că asta chiar nu am asta. Știm că nu aveți. Să vă dea Dumnezeu numai bine, sănătate și să vă bucurați împreună de această seară, da? Numai bine. Mașina o ducem noi acasă, da? Și vă învățăm și instrucțiunile de folosire. Vă trebuie școală să o folosiți, da? Numai bine. Doamnelor, domnilor, mulțumirile noastre se îndreaptă către Anca Marchidan, Arhiva Multimedia. Complicele nostru a fost Marius Augustin, mulțumiri firmei Flanco Internațional, creatoarei Doina Nadința, Mitri Gold Bijuterii, magazinelor Paradis și Oter.